Capitolul 5. David împărat peste tot Israelul. Toate semințiile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis, Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis, Tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. David era în vârstă de 30 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 40 de ani. La Hebron a domnit peste Iuda 7 ani și 6 luni și la Ierusalim a domnit 33 de ani peste tot Israelul și Iuda cucerirea Ierusalimului. Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului, împotriva iebusiților, locuitorii țării. Ei au zis lui David, Să nu intri aici, căci și orbi și ologiții se vor împotrivi." Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. Dar David a pus mâna pe cetățuia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. David zisese în ziua aceea, oricine va bate pe iebusiți să arunce în canal pe șchiopii și pe orbi aceia care sunt vrăjmașii lui David. De aceea se zice, orbul și șchiopul să nu intre în casa Domnului. David s-a așezat în cetățuie pe care a numit-o cetatea lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și în lăuntru lui Milo, cetățuie. David ajungea tot mai mare și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el. Casa lui David Hiram, împăratul tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că îi ridica împărăția din pricina poporului său Israel. David și-a mai luat țitoare și neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron și i s-au născut iarăși fii și fice. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim. Shamua, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elishua, Nefeg, Iafia, Elishama, Eliada și Elifelet. Biruințele asupra filistenilor Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a pogorât în cetățuie. Filistenii au venit și s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul, Să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele." Și Domnul a zis lui David, Suiete căci voi da pe filisteni în mâinile tale." David a venit la Baal-perațim, unde i-a bătut. Apoi a zis, Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup. De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-perațim, șesul rupturii. Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat. Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul, și Domnul a zis, să nu te sui, ci iai pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești. Căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba până la Ghezer. Capitolul 6. Chivotul la Obed-edom David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de treizeci de mii de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvimi deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe dial. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: Cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed Edom și toată casa lui aducerea chivotului la Ierusalim. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului, în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? David a răspuns Micalei, Înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi încinste la slujnicele de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Capitolul 7. David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, a zis prorocului Natan, Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort." Natan a răspuns împăratului, Du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine." În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan, Dute și spune robului meu David, așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort drept locuință pretutindeni pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vreuneia din semințiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu mi zidiți o casă de cedru? Acum să spui robului meu David, așa vorbește domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul meu Israel. Ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Domnul îți vestește că ți va zidi o casă, când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi din numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu onuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Rugăciunea lui David Nathan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule. Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor, și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce-ți ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule, după cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Ce mare ești tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca tine, și nu este alt Dumnezeu afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul lui, ca să-și facă un nume și ca să facă pentru el, pentru țara ta, minuni și semne, izgonind dinaintea poporului tău pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe Dumnezeii lor? Tu ai întărit pe poporul tău Israel, ca să fie poporul tău pe vecie și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul tău. Slăvit să fie numele tău pe vecie și să se zică, Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel. Și casa robului tău, David, să rămână înaintea ta, căci Tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând, Eu îți voi întemeia o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să-ți facă această rugăciune. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău binecuvintează dar casa robului tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea ta. Căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și, prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Capitolul 8. Biruințele lui David După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor a bătut pe moabiți și a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ. A măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Și moabiții au fost supuși lui David și au plătit un bir. David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Tsoba, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Eufrat. David i-a luat 1700 de călăreți și 20.000 de pedeștri. A tăiat vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru o sută de care. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Tsoba, și David a ucis 22.000 de, de sirieni. David a pus strajă în Siria Damascului și sirienii au fost supuși lui David și au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea, și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetățile lui Hadadezer. Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toate oștirea lui Hadadezer și a trimis pe fiul său Ioram la împăratul David ca să-i ureze de bine și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur și vase de aramă. Împăratul David le-a închinat Domnului, cum închinase și argintul și aurul luat de la toate neamurile pe care le biruise, din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni, de la Amalek și din Prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Tsoba. La întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume, bătând în valea sării 18.000 de edomiți. A pus străji în Edom, a pus străji în tot Edomul și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul o pe David pretutindeni pe unde mergea. În alți slujbași ai lui David. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Ioab, fiul ei, era mai mare peste oștire. Iosafat, fiul lui Ahilud, era mai mare peste scriitori. Tadoc, fiul lui Ahitub și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți. Seraia era logofăt. Benaia, fiul lui Jehoiada, era căpetenia cheretiților și apeletiților. Și fiii lui David erau mari dregători.